starurile din vârst, una din marile probleme pe care le-am văzut și pe care am trecut și eu și pornesc și tot, dar am făcut de câteva ori, acei oameni care sunt foarte, foarte performanți în echipele de vânzări și care inevitabil, din păcate, de la un punct încolo, ajung ca lucrurile să depindă de ei, nu neapărat că ei sunt toxici sau ne simțiți genial cum numești tot, nu? Pur și simplu, foarte mult din achiziția de clienți noi ajunge să depindă de unul, doi oameni. Și atunci îți dorești să construiești un sistem de așa natură încât să nu mai stai în situația asta. Rezolvă ceea ce vei povesti la evenimentul de 6 octombrie, această problemă cu starurile și în paralel următor, cât de mult contează automatizările. Unul, foarte greu să n-ajungi nesimțit genial atunci când realizezi că tu duci toată compania aia sau tu duci 30% din compania respectivă. E inuman să nu ajungi să faci asta. Ăsta e motivul principal pentru care avem două mandate de 4 ani de președinte. Ăsta e motivul principal pentru că știm istoric că un om nu poate să ducă puterea absolută mai mult de 8 ani sau mai mult de 10 ani fără să o ia razna. Știm istoric, ăsta e motivul pentru care avem asta. De multe ori zicem, bă, dar ăsta e atât de bun, de ce să nu mai ținem? Bun, nu zicem noi, că noi nu prea avem, dar alții au putut să zică, bă, de ce nu mai putem să ținem liderul ăsta? Pentru că este extraordinar și ăsta e motivul, este un motiv psihologic. Ajunge puterea, ajunge și te corupe, n-ai altă șansă. Ideea este că toată problema de staruri este rezolvată prin faptul că nu mai depinde de ei, ci depinde de proces. Atâta timp, normal, în anumite funcțiuni din acest proces, ai nevoie și de oameni cu talent sau ai nevoie și de oameni cu anumite abilități mai avansate. Da? Nu spun asta. Da, ai nevoie, dar acele abilități pot fi trainuite și acei oameni putem să-i recrutăm mult mai ușor pentru că intră în interiorul unui proces care le dă șansa să câștige mult mai mult decât dacă tot procesul de sales ar fi ei. Da. Asta îți dă cumva, și asta de multe ori face acei oameni remarcabili, ajung să devină indispensabili într-un business. De ce? Pentru că tot procesul de sales sunt ei. Punct. Nu pot, trebuie... Dacă vreau să înlocuiesc omul ăsta, trebuie să înlocuiesc tot procesul de sales.